Mămica se duce undeva? Unde se duce ea? Ea se duce la salonul de frumusețe să-și facă o coafură. Să-mi schimb locul. Da, ia uite-ți, așa arată acum. Așa de urât, așa simplu, adică, da, simplu. Și după aceea o veți vedea într-un chip nou. Noi ne-am gândit să-i facem o mămică o surpriză. Olga ne-a sunat, mămica noastră, și ne-a spus că putem să venim să o luăm. Așa că ne ducem repijor. Și sperăm că surpriza noastră îi va plăcea foarte mult. Ia gata, voi. Scumpă! Bine, noi ne ducem, mă iert. Na, filmează tot acum. Tinita, ce mai mică, ce-ți la mine așa? Trebuie să-ți pui centura. Nu, da, să-ți pui centura asta, asta, să-ți pui centura. Așa. Cât e cu cum? Stai un pic, așa. Nu mai, n-ai văzut încât e plin. Ia privire. N-am înțeles. Am făcut un balaiaj așa ușuril, să nu fie prea mare trecerea aceasta și foarte frumos. Da, să mă filmez de acum când sunt afară, de acum să filmez de așa din spate, bine? Ai să vedeți ce să filmezi cu mine, ok? Da. Mie-mi place cum a ieșit. Așa. Wow, foarte frumos. Mie tot îmi place. Da? Da, mai ales eu așa la salonistă, așa o maestrie, adică cum, îi se primește foarte bine să-l aranjeze. Asta tot mult face. E un drept așa, da, foarte frumos. Vezi trecerea balaiaș? Încoace mai închis, ce mai deschis. Iuliame! Da. Am spus că dați ieșim afară, o să vă arătăm mai din spate cum arată, la lumina soarelui. Și vă scrieți neapărat în comentarii dacă v-a plăcut noul meu look. Am făcut și puțin și frizura mea, am spus puțin păr, dacă vedeți, are și puține descărițe. Afară o să vă arătăm mai bine și o să vă ajută Ticu și Rasmina să dea reacție. Melissa, ți-ți place coafura mea nouă? Îți place mică părul meu? Îți place? Mică e frumoasă? Da, e frumoasă. Ți-a fost doar din mine. Știți voi câte ore am stat eu la prezărie? Adică câte ore? Tu trebuie să știi. 6 ore. Da, 6 ore am stat la prizărie. Da, așa, acest proces trebuie să ia efir și câte puțin să... Ați văzut și singura, să vă pun video, să pun cu... Dacă de telefon, știi? Cu ok. Tu știi că mie mi-e foame, tu te culiți acasă ceva măcar. Să vedeam, acolo, de seama. După comentul tău le-am înțeles că ai ceva surpriză, da? Pregătit prânzul tu? Da. Da, serios? O, asta surpriză. O să vedem. Tu știi ce iubesc eu? Da? Iată așa arată mămica noastră. Nouă. Da, nouă. Ți-ați place coafura mea nouă? Mie, uite la mine, îți place coafura mea? Nu știu dacă se înțelege la voi. Îți place coafura mea? E bine, da. E frumoasă, mica? Da, e frumoasă, mămica, e frumoasă. Super, îmi place cum arată. Da? Hai să mergem în casă. Da, vă rog frumos să scrieți comentarii dacă îți place și vouă, da? Mă gândesc de aici. Da, probabil. Îți fac seama, da? Să-ți vină, ce? Cum am mică, uite la mine, îți place cum arăt eu? Da, pară frumos. Ce s-a schimbat la mică? Ce s-a
întrebat. S-ați mai deschis, s-ați mai deschis. Da? Tu vieta asta? Da. Uau, ce ușor. Dar părul mai lung sau mai scurt? Mai scurt. Mai scurt? Logic, da? Vă-ți arică, tu mai scurt. Da. Vă place chiar cu noi? Foarte super! Da. Da? Da, eu și eu tag. Da? Eu cu tortul. Peste ori când v-am văzut. Păi și mie mele. Hai să te duci, ai scalță un pic, ai scalță. Hai să te duci cum mă filmează. În brață, îți place că te gândim așa că rămânează. Dacă m-am văzut ceva, mă cicule, încă ceva, mă. Ce vezi? Poze, bă. Care poze? Ce s-a întâmplat? Te-a făcut poze sau și rădinile? Da? Eu ascult undeva. Are râs face poza asta? Da? Ce frumos suntem aici. Dar da-ți place? Suntem o pereche perfectă. Super. Chiar așa până la loc. Na, n-a venit să așa. Vreau să spun că Sergio e cel mai mânat soț din lume. Ei, hai. Într-adevăr și mă gândeam la viața noastră, la familia, la copii, la toți și că îți mulțumim tot Domnul pentru că am așa un soț minunat. Ce muzică avem, băi! Avem și muzică romantică, da? Da, doar mă pot și la joc, ai fi. Ne-a părut practic că nostru e super! Da! Da? Am văzut jos. Ia-o, ia-o! E super! Uitați-vă, 6 ore să stai cu copiii singurei ca să tot stai la salon, frumos. Asta mă înseamnă mult. Și întotdeauna mă susține domenii ăsta, na. Ia uite, dar de urmă, mă mică. Tot ce zicesc, da? Pe mă simt bine lângă tine. Așa, romantic. Așa, asta. Da, îți spun că... Vreau întotdeauna să-ți fiu sprijin. Așa. Hai, că le strângă tu. Mamica, le strângă tu ei de mănuță. Și-ți mirea, dă mai încet acolo, te rog frumos. Hai să ne strângă asta, hai mica să-i mănuță. Mai avem încă, da? Da, și toate sunt doar în living și la bucătărie, aici, în partea asta. Așa. Oh, tatipile, hai să faci așa, poți să faci. Dar când ai reușit-o, dar poți să fie tine preună sau ai vreo să... Nu știu, iubim, a? De partea la toți noi, ce tânără ești! Uau! Uai, că asta poți, e frumoasă. Ala, ia, cum asta nu trebuie așa? Da, da. Ești cea mai frumoasă. Na, ține, hai, bisica, ține. Aha, mă gândesc ce faci. Încă mâna, wow, ce parc ruleonțat. Ți-a reușit selfie. Da, acolo era un selfie, nu? Da, da, asta cum la Odessa când am fost. Da, și uite ce-i scris. Da. Eu toate mă strâns. Împreună până la sfârșit. Așa să fie. Aici încă una. Wow, ce poză superă! Am fost amul când am stat mare! Noi am fost pe așa, cu mine. Stai, mami, vrei să stai! În dragoste e libertate! Pe ea o simți și o trăiești! După poză, Olguța, după poză, înțelegi? A, libertate! Poză, da, super, super! Se potrivește, nu? Da, da, da! Pe ea o simți și o trăiești! O, Jasmina deja ți-l descoperi! Da, el e foarte bat la ochi deodată! Asta când a fost unde, Jasmina? Cu? La... cu telecomanda. Telecomanda. Telecabina. Îi ajuți întotdeauna. Dar Sfia te-a ajutat pe tine? Pe tine te-a ajutat să nu pui? Da, erau cu minți. Erau cu minți. Mai ales jos. Va, ia vorbește ce poți. Îmi stai bine cu cările ta, da? Foarte bine, mie îmi place. Fac seamănă cu Melissa. Nu seamănă cu Melissa, ce seamănă cu Melissa? Da, i-a văzut când se făceau pozele. Model! O femeie frumoasă! Asta e mamica! Hai mai departe să vedem! Uite că poate la muzeu ai, știi? La muzeu! Wow, ce poză mai vechi! Vieche, da. Ne potrivim, nu? Ne potrivim, da. Fain, da? Wow, asta unde? Cu ce? Cu telecad... comanda? Cu telecomanda. Cu telegondola. Deasupra tuturor grijilor, nevoilor, problemelor, neplăcerilor. Așa este. Da, pentru că și totdeauna împreună. Așa. Aici, asta știu. 10, 5 cu 5, 10 ani de căsnicie. 10 ani nu e puțin. De acord, nu e puțin. Dar treci foarte repede. Și mamica, nu-ți place poza? Și probabil că... A, nu, nu, nu e ultima. Asta, pentru că mamica e ultima. Nu, nu la e mare, ce frumușei sunt ea. Și? Cool family!
Da, tu vezi cum e. Da, acolo sunt eu cu ochelașul, family. Nasul? Asta ce? Da, nasul și ochii. A, ochii, ochii, da. Super! A, încă una este. Da, e probabil că ultima. Hai, urcă, urcă! Nu vreau câte număr erau, da? Erau vreo 17. Asta tot e acolo cu, când a fost noi cu barca. Ia uite. Umbriela. 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 Nu ne plouă, nu ne ninge, dragostea mereu învinge. Sunt o poietă, o fire romantică. Un bărbat puternic, un bărbat înțelept, un bărbat plin de dragoste, plin de... Cel mai minunat soț din lume. Ești. Asta am să las, n-am să stai la editare. Okay. Când ați fi mai tristă, să-mi arăți momentele ce te dați. Băi, să cum e detaliu pe ăsta, așa? Da, adevăr așa e. Sergiu e un soț foarte, foarte bun. Ok, tu spuneai că ți-e foame, da? Foarte tare. Eu pun în farfurii și apoi vă chem, ok? Ok. Hai. Trebuie să văd, da? Nu trebuie să văd. Nu, de drept nu. Bun, hai. Hai. Simplu, dar... Care are gata, Lili? A Jasmini! Știam că și ele vor mânca. Tu ai făcut în formă de inimioară. Și păreu. Și cremurșc, da? Îți place, Melissa? Ce e aceasta? Și salată. Ce e aceasta? Aceasta ce-i? Inimioară. Inimioară. Nu-ți dai inimioară acolo. Haide-te-a locul tău. Și salată roșie ca să la vezi. Ok. A, mămică, asta e. Încă ceva aici. Jasmina a observat, bravo. Cum ai sus ai? Ia uite. Îți car chimin în cap, uite. Somnoroasă, dar frumoasă. Așa sunt eu. Mai exact, poate nu totdeauna, dar în ochii tăi sunt așa, sub principalul, da? Da. Bine, ne așteptăm să mâncăm. Uite așa arată fondanul. Olguțe. Sergiu și fondanul meu. Malintă cu totul, da? Mă dezmeardă malintă. Da. Și am luat fetelor înghețate. E bun? Hai să vedem, până am văd că acum s-a răcit. S-a răcit. Acolo se recomandă că s-o pun cuptorul cu microunde pe 20-25 secunde. Dar așa cum nu-l avem, o mânca așa. Da, uite! Dar e de acum s-a mai întărit. Dar cum trebuie să fie delicios, ea, nu? Oricum, da. Nu se compara cu nimic. Acum e super gustos. Da? Am vrut să văd emoția ta. Hai să wow! Ce de bun, ce de delicios! Ce de super tăticul nostru! Romantic! Ce romantică! Nu mai găsesc cuvinte de a... Laudă! Eu am fost mai bogat în cuvinte, da? Foarte fun, mulțumesc, foarte, foarte drăguț în partea. Nu mai așteptam să fac chiar tot de... Când ai reușit atât de mult să faci, nu știu. Nu știu. Melissa m-a ajutat. Mă duc mai des să-mi schimb eu cofura, da? Mai des să-mi schimb eu cofura, da? Că mai des am la surpriză. Uite canalul meu, canalul meu. Tu? Wow! Ok, să nu uitați să-i puneți pentru această Melissa like, Jasmine like, mămică pentru coafura ei frumoasă like, tăticul pentru că s-a pregătit. Cum? Pentru că s-a pregătit foarte frumos, pentru că a făcut o surpriză foarte plăcută mămică, să puneți like. Scuze că îmi dar neapărat că place meu, lucrul meu nou. Dacă a plăcut surpriza tăticului. Și dacă a plăcut vlogul de astăzi, spuneți nou like, abonați-vă. Pa pa. Pa pa.